Primarul Galațiului Marius Stan și reprezentanții firmei desemnate pentru a efectua un audit complex în ceea ce privește activitatea primăriei au prezentat în cadrul unei conferințe de presă rezultatele sumare ale controlului. Auditul a costat 150.000 de euro. În schimb, edilul a afirmat că suma plătită prestigioasei firme va fi recuperată în urma aplicării măsurilor recomandate de specialiștii care au realizat studiul. Vor avea o primărie funcțională odată, o primărie care le va furniza servicii civilizate, așa cum merită, și în plus vom reuși să strângem cu siguranță mai mulți bani la buget, nu luând de la oameni, ci eficientizând activitatea Direcției de Taxe și Impozite în urma celor sugerate de firmă. Consultanții au efectuat o analiză diagnostică a activității primăriei în perioada 2009-2011 din perspectivă juridică, organizațională, economică și operațională în vederea eficientizării activității instituției. Stan a declarat că rezultatele auditului sunt ca o biblie și vor fi respectate pentru a îmbunătăți funcționarea administrației locale. Cu toate că au ieșit la iveală fel de fel de nereguli, cei responsabili nu pot fi înlăturați de pe o zi pe alta, însă primarul promite că va face curățenie printre funcționarii din primărie. Sunt măsuri care vor avea la bază raportul ăsta, dar vor fi luate pas cu pas, pentru că așa cum vă spun, degeaba spun că e vinovat X de la biroul juridic, dacă legal eu mâine nu pot să-l dau afară din primărie. Nu pot. Aveți puțin tică răbdare. Aveți puțin tică răbdare pentru că asta se va întâmpla. Organigrama trebuie să o plantăm cu, să o pigmentăm cu oameni. Oamenii vor fi puși după rapoartele care sunt aici, după evaluările făcute. Și nu numai, după activitatea pe care și noi în cele aproape 8 luni de zile am putut să o monitorizăm. Cu toate că nu a dezvăluit foarte multe, primarul a recunoscut că problemele cele mai mari sunt de natură juridică, peste 1000 de procese, dintre care nenumărate pierdute. S-a mai spus că prin cele două case de avocatură angajate de municipalitate s-au câștigat lupte în instanță.